Salut, pare din Republica Moldova și din România, 24 martie 2023. Mai fac un filmuleț, mai prezint și fac eu prin stupine și vreau să arăt și pomii cum sunt la noi. Uite, aici avem corcodușul, avem și primele flori, au început să înflorească, au început să se desfacă. Aseară încă nu era pornit, să spunem așa. Polen cam timid la albinuță, cornul înflorit de 2 săptămâni se cam duce. Uite, aici avem un soi de migdal mai târziu. Uite așa, mai durează până înflorește o zi, două, trei poate. Aici un migdal mai devreme, de acum am florit. Îl cercetează albinile bine. Este dimineața, ora, nu știu, 9:30 probabil. Cam așa ceva. Uite, aici avem caisul. Caisul desfăcut. Mai are să se desfacă. Cam asta și avem noi în zonă. Și uite, să prezint și urzăcuța cum e la noi. Uite, să nu stau în soare. Uite, cam așa-i. Încă nu am florit. Mândria țigăni și cum îi spun în popor așa. Încă nu am florit. Mai durează. Adică în zona unde stau cu polenul mai răruț acum, peste câteva zile probabil, dacă înflorește corcodușul, probabil vor aduce, dar problema că de luni, marți, miercuri și joi, parcă am văzut, dacă nu greșesc, se răsește destul de tare timpul, temperaturile scad. Ieri am avut minus 2 grade în termometri dimineața, peste zi a urcat cam la 14-15 grade, azi dimineață mai cald, 2 grade cu plus. Și ziua am văzut până la 15 grade urcă. E chestia că aici, treaba e că aici la noi în zonă unde stau eu, nu știu cât o vedea și în spatele meu, cât mă rotesc, predomină nucul. Pomii fructiferie mai puțin pentru că de obicei îngheață. Și nucul care îl avem, la fel nuc mai e mai târziu, mai tardiv. De asta care de vreme tot îngheață. De asta cu polenul primăvara la mine e problematic. Dacă nu-i mai dau și eu ceva, în ultimii ani e problemă. Dacă cu câțiva ani în urmă, să spunem un 10 ani, un 7-8 ani în urmă, era parcă mai binișor, acum primăvara, luna martie-aprilie, vin friguri la noi. Chiar dacă este ceva înflorit, albinele nu prea pot să umble, să zboare, să culeagă și atunci vrei, nu vrei, trebuie să îmbla buzunar. Dacă chiar și polen mai aduc ceva, turta proteică le-am pus-o probabil azi, mâine o termină, văd cum fac, văd azi, mâine și polen mai aduc, dacă e nevoie mai adaug turtă, probabil voi adăuga mai mult decât, adică mai mult da decât nu. Pun și siropul. Sirop la pungă, sirop din miere, făcut cu ceai de cimbrișor. Pentru că mulți mă întreabă de ceai de cimbrișor, adică o să spun că nu-i mare secret. La 10 litri de apă pun 200 de grame de plante uscate, adică 20 de grame pe litru de apă. Fierb și strecor și cu el fac siropul. Siropul din miere, după cum v-am prezentat, sau am încă căpășala și aia, o spăl. Ea fiind, când m-a întrebat iar acolo cineva, să știți că citesc toate comentariile, nu prea am timp să răspund la toți. M-a întrebat cineva căpășala, dacă o cristalizat mierea în căpășală, cum fac, am spus apă călduță și o frământ cu mâinile. Cam greu, dar asta este, o frământ până să obține zorcăiala și aia.
spălătura și aia, cum să-i spun, apa și aia dulce și o dau la albinuță. În rest, unul la unul. Și fac din căpășeală, adică și spăl căpășeala plus miere, unul la unul, adică un kilogram miere, un litru de apă. Până la prima intervenție am dat mai slăbuț, adică mai multă apă decât miere, pentru că aveau albinile nevoie de apă, că era vremea și e proastă, acum albinile ies afară după apă, nu se pune problema apei. De acum o dau ca fie ca hrană, să spunem așa, la albine. Și dacă acum câteva zile în urmă am filmat, uite pe acolo, cât s-o vedea, uite acolo am filmat stupește aici familiile, că din cauza vântului am zis că filmez mai la dos. Filmulețul trecut l-am filmat, uite, cam pe acolo. Și hai să mai filmez și pe alt rând de stupi. Ca să prezint, am spus-o eu la mine, familiile cât de cât egale. Uite, chiar acum chiar nu-mi dau seama și o să filmez. Nu bate vântul deloc, lucește un soare frumos. Familiile toate au fost restrânse în 5 rami. De extins, nu știu ce să facem cu extinderea, că vin zilele astea mai răși, așteptăm să mai treacă. Uite, hrana proteică, o și terminat-o. O și terminat hrana proteică. Probabil intervin și cu proteic. O pungă cu sirop. Încă o dată, sirop din miere cu ceai de cimbrișor. Lucrarea e simplă, nu-i mare treabă să aibă aici, pentru că acum au apărut destul de mult puiet, cald afară, polen din natură, că acum e dezvoltarea, când apare din natură, așa, și le dăm noi un ajutor, să spunem, dar dezvoltarea este exact după echinocțiu de primăvară și cu apariția culesului în natură. Acum două seri în urmă, la Nea Elie chiar mi-a trimis un filmuleț, ploua destul de bine, la noi uscat. Problema mare seșta. Așa, aici e de 12 rami, nu am nimic în el. Hai să deschidem și un stup, să vedem, uite asta, nu știu cât s-o vede, asta nu a prinit turta alvarium, pentru că avea încă dulcofruct. Turta alvarium consumată foarte, foarte repede, nu știu, ori este albină multă tânără și mult puiet care necesită proteină, sau nu are 15% cum este indicat proteină brută, am vedea. Ramele de după diafragmă. Rama care am descăpășit-o. Consumat atât, puține celule aici și-au mai rămas cu ceva cristalizat.
consumată. Știu eu, consumat-o, mutat-o în cuib. Hai să vedem și în cuib ce avem. Ultima ramă, mă uit, nu este pontată, mieri pe aici ceva adus de după diafragmă și câteva celule cu polen pe aici. Și pe o parte și pe alta avem polen, puțin, puțin, dar este. Uite aici vedem și matca, rama toată, toată pontată, se vede acum proaspăt și pe o parte și pe alta, se vede că de acum de 2-3 zile, pentru că încă nu este larvar, de când s-a încălzit afară, după zilele proaste care le-am avut. Aici albină eclozează. În centru larvar. Altă ramă, iar puiet. Hrana se cam duce, după cum se vede. Și rama lângă diafragmă. Ultima ramă lângă perete de acoperire. Și avem ceva miere, câteva celule cu polen. Cam asta e, 3 rame ocupate cu puiet, 2 rame de acoperire. Cam asta este. Adică nu au nevoie de extindere. Cel puțin asta nu are nevoie. Și albina e cam răruță aici. Lăsăm să mai treacă valul ăsta de reșe. După aceea vedem. Se lucrează destul de repede. Uite asta. Mai puțină turtă consumată. Mai este jumătate din turta care jumătate din kilo, din jumătatea de kilogram, adică care am pus-o ea. Îl deschid eu și pe asta să vedem. Ce zice. Deși consumată de puțin. Hai că o să ridic un pic. Sau nu o să fac altfel. E greu când filmez de unul singur. Uite așa. O, așa văd și eu. Văd și eu și se vede în telefon. Așa. Rama după diafragmă. Hrană. Și pe o parte și pe alta. Rama care a fost descăpășită. Total luată. Uite așa, curată. Înapoi o mai băgat mierea prelucrată de acum. Hai să vedem cu puietul cum stăm în familia asta. Așa. Rama lângă diafragmă. Mieri.
Uite așa. Uite așa. Văd și în telefon, dar îmi bate umbra și mai greu să filmează, dar mere și ceva, ceva polen aici. Următoarea ramă, toată ouată, la fel ca rama precedentă, familia precedentă, o ramă tot ou. Asta face de 2-3 zile la noi o înflorit caisul și zarzărul și căldura. Altă ramă. Nu știu cât s-o vedea că e în umbră. Puiet toată, în centru vine cu larvar. Pe partea asta la fel. Altă ramă, la fel. Puiet. Puiet bun, compact, și pe o parte și pe alta. Și rama de acoperire. Rama de acoperire hrană, miere, adică. Cam asta. Și aici, trei rame cu puiet. Trei rame cu puiet, două de acoperire. Hai că câteva zile. Dar și-o dat drumul mățile bine, nu ar fi fost rău. Păi, ce o să-i fac, fiindcă tot am intrat în familie. Prima ramă care o am aici la perete. Uite așa. Pentru că, uite cât s-o vedea, nu știu. Mai mult de jumătate de ramă este cu miere și miere căpășită. În momentul când îi dau eu siropul ăsta și mai are poate ceva din natură, nu mai descăpășește acolo mierea. Rama asta care am descăpășit-o și o curățat-o, o pun acolo mărginașa și o să bage polen acolo. Să bage polen dacă va fi din natură și asta o bag după diafragmă. Uite în felul următor. Mierea tot una în stup. Adică rama cu mierea a rămas în stup. După diafragmă, albina vine și ia hrana dacă are nevoie. Cam așa e. Turta asta albarium, încă o dată, e mai tare, așa, nu se moaie ca apilucul, ca dulcofructul, dar am văzut că o ia foarte repede, probabil și necesitatea acum de proteine mai mare, adică o pungă cu sirop și cam asta. Adică are aici proteină, are apa, are partea glucidică, are căldura, altceva nu am ce-i face. Cam asta e treaba, asta fac la stupi, merg și eu mai departe cu siropul și le urez la toți o zi bună și spor la treabă.